Întrebarea pe care îi frământă pe mulți oameni este: Dumnezeu vorbește și astăzi? Dacă da, cum? În ce mod? În Biblie găsim mai multe expresii de felul acesta. Așa vorbește Domnul, Domnul a vorbit și Dumnezeu vorbește și astăzi. În cartea Apocalipsa este menționat că Duhul Sfânt vorbește bisericilor. Este menționat, este scris aceasta. În primele 3 capitole este menționat de mai multe ori, ați auzit ce vorbește bisericilor Duhul. Deci Dumnezeu vorbește prin mai multe moduri. Odată, vorbește prin cuvântul Sfintelor Scripturi. În 1 Petru, capitolul 1, de la 19 la 21, este menționat că oamenii au scris Sfintele Scripturi mânați de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a inspirat. 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos, este necesară. Dumnezeu vorbește prin Sfintele Scripturi. Domnul Iisus a spus: cercetați Scripturile, căci însuși ele mărturisesc despre mine. A mărturisi înseamnă a vorbi. Dumnezeu vorbește prin Sfintele Scripturi. Pentru fiecare situație, pentru fiecare circumstanță a vieții, este un corespondent în Sfintele Scripturi, fie pentru, fie contra, sau sunt anumite situații în care cuvântul lui Dumnezeu tace. Și acolo unde cuvântul lui Dumnezeu tace, nimeni nu poate să spună: am un cuvânt de la Domnul, așa spune Domnul. Dumnezeu vorbește prin descoperirea Duhului Sfânt, prin darul profetic. În Fapte, capitolul 13, cu versetul 1 și 2, în biserica din Antiohia era Pavel și cu Barnaba. Acolo erau niște proroci. Și în timp ce ei se rugau Duhul Sfânt și posteau, Duhul Sfânt a spus: puneți în deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Duhul Sfânt a vorbit. În Fapte, capitolul 11, versetul 27 cu 28, tot în Antiohia, a venit un proroc numit Agab. A vorbit prin Duhul că va fi o foamete. Și a fost. Dumnezeu a vorbit, a anunțat lucruri concrete. În Fapte, capitolul 21, din nou, Agab, spune, a luat bâul lui Pavel, s-a încins cu el și a zis: așa va fi legat omul acesta în Ierusalim. În darurile Duhului Sfânt este profeția, în 1 Corinteni, capitolul 12. Deci Dumnezeu vorbește prin cuvânt, Dumnezeu vorbește prin cuvânt profetic. Cuvântul profetic are în vedere cine prorocește, vorbește pentru zidire, sfătuiri și mângâiere, și cuvântul profetic are de-a face cu Iisus. Adică cum? Domnul Iisus a spus așa: când va veni Duhul Sfânt, mă va proslăvi. Deci Duhul Sfânt nu este confesional. Duhul Sfânt vorbește bisericii pentru zidire, sfătuire și mângâiere. Doar atât. Unii iau versetul, de exemplu, din Ioan 10, din Ioan 14, când Domnul Iisus spune că când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Acolo este scris foarte clar: va dovedi lumea, nu biserica. Dar nu este acum studiu despre darul profetic. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Vorbește prin Duhul Sfânt. Prin darul profetic. Dumnezeu vorbește în însuși cugetul nostru. Unii oameni, nu, majoritatea credincioșilor, păstrează în conștiința lor pe Dumnezeu, cuvântul lui. Dar sunt anumite excepții și Dumnezeu spune despre excepțiile acestea: n-au căutat să-L păseze pe Dumnezeu în cugetul lor, în conștiința lor, și Dumnezeu s-a iertat și a lăsat în voia minților blestemate. Dar Duhul Sfânt vorbește prin însuși cugetul nostru. Cum vorbește Dumnezeu? Vorbește cugetului meu. Pavel spune în Romani, capitolul 9, cu versetul 1: spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Deci Duhul Sfânt luminează cugetul fiecăruia și vorbește. Tot Pavel vine și spune în 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 23, eu martor pe Dumnezeu față de sufletul meu. Deci Dumnezeu este martor față de cuget, față de suflet, El vorbește prin Duh, prin sufletul nostru. Dumnezeu vorbește cugetul Lui. Romani 8 cu 16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru. Acolo uitați-vă în text, Duhul este cu D mare, prima dată, mărturisește, adeverește împreună cu Duhul nostru. A adeveri înseamnă a confirma. A adeveri înseamnă a vorbi. A spune un adevăr în concordanță cu ceva. Duhul Sfânt vorbește împreună cu Duhul meu. Că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin însuși cuget. Oamenii nu se pot dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu le vorbește, fie prin cuvânt, fie prin însuși Duhul Sfânt în însuși cugetul lor, fie prin darul profetic. Apoi mai sunt și alte modalități, prin sfatul oamenilor credincioși. Iar odată un consiliu. Nu știau ce să facă cu apostolii. Și atunci i-a scos afară pe apostol de la consiliu, de la sfatul lor acolo, și un credincios, numit Gamaliel, a zis, ascultați-mă, nu cumva să vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Dacă lucrarea aceasta este de la Dumnezeu, nu o puteți opri. Dacă nu e de la Dumnezeu, se va nimici singur, dar voi fiți atenți, nu cumva să vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Este sfatul oamenilor înțelepți călăuziți de Duhul Sfânt. Dumnezeu mai vorbește prin visuri și prin vedenii de noapte. În cartea Iov, capitolul 33, versetul 14 la 18. Dar vreau să vă spun că metoda sau mijlocul cel mai de jos, când vorbește Dumnezeu oamenilor, sunt visuri și vedenii de noapte, fiindcă oamenii în timpul zilei sunt așa de ocupați, câteodată sunt așa de împotrivă sau neatenți la ce vorbește Dumnezeu și Dumnezeu de-abia așteaptă să-i iei când s-au liniștit. Zice, acum pot să stau de vorbă cu tine. Pot să stau de vorbă cu tine. Și Dumnezeu le aduce descoperiri dumnezeiești, îndemnuri. Deci, principalul este să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, fă-mi urechea să te asculte. Deschidem inima. Pavel s-a rugat în Efeseni 1 cu 17 și 18, el s-a rugat ca Dumnezeu să deschidă inima bisericii, a credincioșilor, a episcopilor, a prezbiterilor. Că așa, acolo spune, acolo este adresată biserica, epistola către Efeseni, bisericii din Efes. Să ne dea un duh de cunoaștere, ca să putem să cunoaștem, să putem să deosebim, să cunoaștem lucrarea lui Dumnezeu. E foarte important să știm și să cunoaștem când vorbește Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus, Ierusalim, Ierusalime, de atâtea ori am vrut să te strâng cum își strânge cloșca puii, dar voi n-ați vrut. Ați dat înapoi a voastră cuvintele mele. Zice, acum mi se lasă casa pustie. Până când? Până veți zice din nou, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Am un îndemn pentru tine. Stai de vorbă cu Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să aud vocea Ta. Doamne, sunt deschis. Când deschid Sfintele Scripturi, sunt deschis, deschidem inima. Vreau să înțeleg, vreau să cunosc ce-mi vorbești Tu. Sunt deschis, Tată, sunt deschis. Domnul Iisus a spus așa, oile mele ascultă de glasul meu. Ele nu merg deloc după străini, fiindcă nici nu cunosc glasul străinilor. Generația aceasta este atrasă, este interesată, este flămândă după supranatural. Dar foamea aceasta după Dumnezeu, Dumnezeu ți-o împlinește prin cuvântul Lui. În cartea Amos, capitolul 11, în continuare, este scris că Dumnezeu va trimite foame și sete după cuvântul Lui. Oamenii din generația aceea, spune tinerii, vor alerga dintr-o parte în alta să caute cuvântul și nu-l vor găsi. Acum noi avem din belșug cuvântul lui Dumnezeu. Însuși faptul că ai deschis canalul Alfa Omega și asculți este o dovadă că ești interesant și Dumnezeu folosește și această oportunitate. Sunt sute de oportunități, dar folosește și această oportunitate, cuvântul lui Dumnezeu ajunge la tine acolo unde ești, fiindcă El vrea să-ți vorbească. El îți vorbește. Ascultă glasul Lui și umblă cu El. Dumnezeu să te binecuvinteze!